Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. E te viu até seguro que é. Olha, minha prova. O que nós venimos a te aduce em bucurie, de emoții. Em primeiro rând, vreau să se îndulcesc viața ta un pic mai mult cu această tortă. A să poți să ții, da? Așa, zici grea, haide mă luăm de. Așa, este grea, da? Este, am înțeles că îți place foarte mult ciocolat, ce scuze, motocicleta, da? Așa, cred că pe viitor să ai mai întâi... Dar ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Poți să-mi spui? Ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Ce cadou ai vrut? Tu poți să mergi pe motocicletă, pe bicicletă, da? Dar ce ai vrut tu mult? Că o bicicletă mi se pare, da? Da? Uite, visul tău s-a împlinit. Aici este așa o bicicletă. Este pentru tine. Așa. Ca să te cătești neapărat cu ea, dar pe viitor să ai și una de asta adevărată, da? O motocicletă adevărată. Așa. Sigur, mai întâi cu 4 roți, apoi cu 2 roți. Aici pentru mămica este așa un buchet de flori, da? Și șampanie ca să sărbătoriți cu toată familia în această zi importantă pentru Cătălin. Mare plăcere! De la cine crezi că poate să fie această surpriză? De la cine crezi că? Cine s-a făcut aceste cadouri multe? De la Italia. Păi cine? Cine e cea mai dragă? Bine, sigur că este din partea bunicii Oxana, care foarte mult regretă că n-a putut să-ți mână această surpriză personal, dar cu inima și cu gândul este mereu lângă voi și vă iubește și ei dor. Să-ți vadă nepoței, Nora, după cum te-am înțeles, suntem de voastră, și îți transmite o copilărie cât mai frumoasă, să fii fericit, mereu cu zâmbetul pe buze, ca să treci toate obstacolele vieții doar cu noroc, fără de primire. Mulți ani înainte ție, tu ești mare, mare. Azi, dacă dumneavoastră aveți ceva să-i transmiteți bunicii, doamne Oxana? Vreau să transmit că mulțumim din suflet pentru surpriza care ne-a făcut-o. Nu ne-am așteptat. Așteptăm acasă în curând. Ne e dor de ea și o iubim mult. Da, Cătălin? Bravo!